Vă salut pe toți, vă doresc un sabat fericit. Am zis sabatul trecut că vom trece mai departe la un alt subiect, dar lucrurile nu vor arăta așa, se pare că vom face din nou o revizie, o recapitulare. Intenția mea este să parcurgem din nou, să reluăm din nou istoria pe care am tot parcursă în ultima lună. Și de fiecare dată când o parcurgem din nou, adăugăm tot mai multe detalii, Am încercat să argumentez în trecut că atunci când privim la aceste dispensațiuni, începutul și sfârșitul Israelului antic și începutul și sfârșitul Israelului modern, faptul că Dumnezeu ne deschide înțelegerea cu privire la aceste subiecte într-o anumită ordine. Am înțeles istoria noastră, în special închiderea timpului de probă pentru primul grup chemat, natura acestei închideri a timpului de probă, zguduirea care a avut loc înainte, am înțeles foarte multe despre această istorie bazându-ne pe înțelegerea sfârșitului Israelului antic. Deci, în timp ce avem în special aceste patru istorii cheie: istoria Alfa și istoria Omega a Israelului antic și istoria Alfa și istoria Omega a Israelului modern, fiecare din aceste istorii se deschide înțelegerii noastre tot mai mult, dar într-o anumită ordine specifică. Știm că aceste linii de reformă ne-au fost date nouă ca și mișcare în 1989, însă nu au fost prezentate și explicate în mod corespunzător. Și lucrul acesta nici acum încă nu s-a făcut pe deplin, nu s-a făcut pentru istoria alfa Israelului antic și nu a fost făcut nici pentru istoria noastră alfa, pentru istoria alfa a Israelului modern. Am petrecut destul de mult timp în luna trecută discutând despre sfârșitul Israelului antic, istoria lui Ion Botezătorul a Domnului Hristos a Bisericii Timpurii, istoria primei venire a Domnului Hristos pentru a explica istoria și experiența prin care trecem acum și am trecut în acum. Însă ceea ce este necesar ca să ne fie deschis înțelegerii acum, următorul pas, este să înțelegem mai bine istoria noastră alfa, începutul Israelului modern. Așa că această perioadă de timp a istoriei milerite, Atât ceea ce a avut loc în afara mișcării, cât și ceea ce s-a petrecut în interiorul mișcării, sunt lucruri extrem de importante pentru noi ca să le înțelegem și face parte din lumina crescândă pentru această dispensațiune. Așa că de fiecare dată când parcurgem din nou această istorie, urmărim o anumită, un anumit plan, un anumit scop. Și vreau să facem din nou lucrul acesta și să adăugăm mai multe detalii decât ce am mai discutat înainte. Deja de o lună tot comparăm Israelul antic cu Israelul modern. Acum când recapitulăm, aș vrea în mod deosebit să ne uităm la istoria din 1844, istoria din 1888, dar de asemenea ceea ce se petrece pe plan extern în Statele Unite. Deci am comparat și am contrastat Israelul antic și Israelul modern. Am văzut că Israelul antic iese din națiunile păgâne, Israelul modern iese din bisericile protestante. Putem compara acestea două, dar le putem de asemenea contrasta. Regulile învățăturii prin parabole, să comparăm și să contrastăm. Iar atunci când aplicăm contrastul, vedem că atunci când am ieșit din bisericile protestante, lucrul acesta a arătat diferit față de ieșirea din Egipt, pentru că între timp a avut loc o separare între stat și biserică. Așa că noi nu am mai ieșit dintr-o națiune, ci am ieșit dintr-o biserică. Revenind la istoria Israelului Antic. Ei au ieșit din națiunile păgâne, dar am văzut cum au păstrat în continuare credința în idolatria acelor națiuni păgâne. Au păstrat această credință până la sfârșitul celor 490 de ani, când au fost în cele din urmă tăiați. Aș vrea doar să reîntăresc această idee. Dacă mergi la scripturile Vechiului Testament și vezi ceea ce a fost spus Israelului din vechime, în istoria lui Solomon, voi parafraza doar rapid câteva citate. Ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Solomon? El a spus: Dacă te întorci și părăsești statutele și poruncile mele pe care le-am pus înaintea ta și vei merge și vei servi alți Dumnezei și te vei închina lor. Atunci îi voi smulge din rădăcini din țara mea pe care le-am dat-o, și această casă pe care am sfințit-o pentru numele meu, o voi arunca din fața mea și o voi face să fie un proverb și o zicătoare printre toate națiunile. Și această casă, cât este de înaltă, va fi o înmărmurire pentru fiecare om ce trece pe lângă ea. Astfel încât va spune: De ce a făcut Domnul astfel acestei țări și acestei case? Și se va răspunde: pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul țărilor, taților lor, care i-a scos din țara Egiptului și s-au alipit de alți dumnezei și li s-au închinat și le-au servit. De aceea a adus el tot acest rău peste ei. Deci putem vedea acest lucru împlinit în captivitatea din Babilon, în acea distrugere a Ierusalimului. însă lucrul acesta se împlinește din nou în anul 70 după Hristos. însă de ce este din nou Israelul distrus în anul 70 după Hristos? și este dus din nou în captivitate. Este pentru că ei din nou au fost de partea greșită a acelor binecuvântări sau besteme. Lucrul acesta se petrecea doar atunci când Israelul mergea și se închina la alți Dumnezei. Problema este că e dificil să areți că ei fac lucrul acesta în timpul lui Ioan Botezătorul și al Domnului Hristos. Pentru că atunci ei păreau niște oameni foarte buni, pentru că nu mai vezi acel vițel de aur stând în Ierusalim. Așa că era greu să identifici că ei se aflau în această idolatrie. Ellen White, vorbind despre națiunea iudaică în revista Semnele Timpului, 23 mai, anul 1900, paragraful 5. Paragraful 5 și în continuare. Voi lua doar câteva idei din aceste paragrafe. Cu privire la copiii lui Israel, ei nu au lucrat pentru alții, ci și-au slujit doar lui, lor înșiși. Dumnezeu i-a creat să trăiască într-o lume în care trebuia să ducă la îndeplinire o slujire neegoistă, dar în loc să facă lucrul acesta, ei au adunat totul pentru ei înșiși. Eul este atât de înălțat încât nu mai pot să vadă nimic altceva. Ei nu sunt în legătură cu umanitatea suferindă. Domnul Hristos a venit să le arate calea vieții, însă ei erau hotărât să meargă pe propria cale egoistă. Iar Dumnezeu i-a lăsat în pace spunând, sunt uniți cu idolii lor. Așa că putem vedea că ei aveau problemele lor cu acești idoli și cu idolatria și pentru că nu vezi un vițel de aur în această istorie, este greu să ne imaginăm că problema cu care ei se confruntau este într-adevăr problema idolatriei. Putem să ne întoarcem la Levitic 26, să nu-ți faci chip plit, nici idoli, nici să nu-ți faci un chip înălțat, nici să nu faci nicio imagine de piatră și să nu te închini înaintea ei, pentru că eu sunt domnul Dumnezeul tău. Să țineți sabatele mele și să cinstiți sanctuarul meu, eu sunt domnul. Dacă veți urma după poruncile mele, iar apoi încep bine cuvântările, Deci există două opțiuni înaintea poporului lui Dumnezeu. Fie ți sabatul și cinstești sanctuarul și nu-ți faci niciun fel de idol sau chip cioplit, sau chipuri de piatră, deci niciun fel de închinare la idoli, dacă vei face lucrul acesta, vei avea parte de binecuvântare. În schimb, dacă nu cistești sabatul, dacă nu cistești sanctuarul, dacă practici idolatria, atunci vor veni blestemele și vei pierde împăratul. Vei fi călcat în picioare de o națiune păgână. Iar Dumnezeu te va pune deoparte. Când ei, la sfârșitul celor 490 de ani, aleg această a doua cale. Este pentru că ei au încălcat toate aceste lucruri, deși părea că ei țineau sabatul și părea că au pus deoparte idolatria și că cinstesc sanctuarul. Însă, în realitate, ei nu făceau lucrul acesta. Și nu poți să vezi lucrul acesta dacă faci doar o aplicație de la literal la literal. Nu este vorba de idolatrie, închinare la vițelul de aur la modul literal, aici și aici. Însă, aceeași idolatrie care a determinat crearea. Taurului Apis, este încă acolo. Nu prin acel chip, prin acel chip cioplit, ci prin mentalitatea, prin perspectiva pe care o aveau asupra lumii, cei din poporul Israel. Iar această problemă era atât de adâncă încât atunci când avem primul grup chemat, dacă este să facem fractalii acestei istorii de la sfârșitul Israelului Antic, ei ajung la marcajul crucii pe care noi îl aliniem cu anul 2019. Vorbim despre primul grup, despre ucenicii care au fost instruiți și care apoi se întorc la biserică, după care se duc să avertizeze întreaga lume. La acest marcaj al crucii, de fapt, imediat după acest marcaj al crucii, atunci când Hristos este înălțat și revine la ucenici, ei îl întreabă, acum vei așeza din nou împărăția lui Dumnezeu? Acum? Acum vei stabili împărăția ta? Acum îi vei învinge pe romani? Așa că chiar și în istoria secerișului lor, chiar și în istoria după închiderea timpului lor de probă, ucenicii încă înțelegeau greșit natura împăratului, împărăției, dar și evenimentele externe. Idolatria este atât de adâncă încât este foarte greu de înlăturat. Așa că îi găsim în toată această neînțelegere chiar aici în această istorie. Și abia după ce parcurg timpul secerișului, descoperă că Domnul Hristos a trebuit să-i reînvețe ceea ce deja îi învățase. Iar lucrul acesta are foarte multe implicații legate de perioada în care ne aflăm noi acum. Mesajele dispensațiunii noastre precedente sunt reînvățate, repredicate, pentru că nu au fost înțelese foarte bine sau pentru că nu sunt i aplicate așa cum trebuie, într-o mare parte din această mișcare. Deci vedem idolatria, atunci când ies din Egipt, iar apoi când sunt în captivitate la Roma, ei încă păstrează această idolatrie, ei încă țin la acel taurapis. Iar lucrul acesta spune multe despre adventism și lucrurile nu arată așa cum te-ai aștepta să arate idolatria. Adventiștii nu trebuie să înceteze să țină sabatul. Evreii nu au încetat să țină sabatul și să înceapă să țină duminica și să se închine la vreun zeu păgân. Nu era nevoie să se închine la Zeul Soare pentru ca ei totuși să aibă în inima lor acea idolatrie, ci aceasta se dădea pe față în felul în care ei percepeau împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Așa că revenind la această istorie a începutului Israelului modern, vreau să detaliez mai mult perspectiva noastră și să ne întoarcem înapoi în timp la perioada în care America a fost fondată ca niște colonii. Dacă putem numi aceasta istoria milerită, aceasta a început în anul 1798 și trebuia să dureze 65 de ani până în 1863 atunci când ne-am fi așteptat, bazat pe 2520, să aibă loc a doua venire, dacă ei ar fi fost credincioși. Așa că aceasta este perioada de timp a istoriei milerite, și în cadrul acestei istorii avem anul 1850, pe care îl identificăm ca fiind istoria legii duminicale pentru acea dispensațiune. Da, suntem blocați la acest termen al legii duminicale, la această expresie. Din cauza modului în care aceasta a fost integrată în adventism, prin cartea a viacurilor. Însă trebuie să ne gândim dacă Hristos ar fi trebuit să se întoarcă în anul 1863. Știm măcar că prin jurul anilor 1870 le White spunea că Domnul Hristos ar fi trebuit deja să se întoarcă ar fi trebuit până atunci să se fi întors. Și dacă Hristos ar fi trebuit să se întoarcă deja în acea perioadă de timp, ce ar fi trebuit să se petreacă mai întâi în America? În acea perioadă de 65 de ani. În anul 1798, Statele Unite se ridică ca o fiară cu coarne de miel și are câte coarne? Două coarne. Are cornul protestantismului și cornul republicanismului. Așa că, până în 1863, ce trebuia să se întâmple cu coarnele acelei fiare? Trebuiau să fie frânte. Doar cornul protestant? Nu. Ambele coarne trebuiau să fie frânte înainte de cea de-a doua venire. Așa că, mergând înapoi la acea istorie, dacă o investigăm, ar trebui să vedem că ambele coarne au fost rupte. Însă noi știm că acea istorie a fost una de eșec, știm că nu toate lucrurile s-au desfășurat așa cum Dumnezeu ar fi intenționat să se desfășoare dacă poporul său ar fi fost credincios. Însă dacă acea istorie ar fi fost dusă la bun sfârșit și ei ar fi fost credincioși, ne am fi așteptat să vedem cornul protestant rupt, lucru cu care deja suntem familiarizați legat de acea istorie, Însă, de asemenea, trebuia să vedem cornul republican rupt, frânt, înainte de anul 1863. Ambele trebuiau să fie identificabile în istoria noastră alfa. Dar aș vrea să mă întorc chiar puțin mai înapoi. Vreau să mă întorc înapoi la anul 1619. Aceasta este cu un an înainte ca călătorii de pe Mayflower să ajungă în Statele Unite. Deci, este foarte curând în istoria lor ca și colonie, și vreau să ne întoarcem la anul 1619 și să vedem ce s-a petrecut în acel an. A fost un subiect major anul trecut, fiind aniversarea de 400 de ani de la acel eveniment. Două evenimente semnificative au avut loc în tânăra colonie britanică din Virginia. În primul rând s-a adunat prima convenție democratică a lumii noi și în al doilea rând o embarcațiune engleză a adus africani care erau răpiți pentru a-i vinde ca și sclavi. Acestea au fost originile contradictorii ale Americii moderne. Într-o biserică nou construită din Jamestown, Virginia, a avut loc adunarea generală prima adunare generală a unui corp reprezentativ pentru America. Câteva săptămâni mai târziu, o navă engleză a intrat în golful Chesapeake, aducând cu ea primii sclavi africani, care au ajuns pe pământul Americii engleze. Deci, la distanță de doar câteva săptămâni, există două evenimente semnificative care marchează începutul Americii. În primul rând, prima adunare democratică, primul început democratic de guvernare, iar în al doilea rând introducerea sclaviei britanice în America. Deci în anul 1619 avem aceste două chestiuni care se petrec la o perioadă scurtă de timp, una de cealaltă. Așa că aș vrea să ne gândim la acest prim guvern, la acest prim început de guvernare, care s-a format în anul 1619. Vom pune pentru un moment problema sclaviei deoparte și vom reveni la ea un pic mai târziu. Una dintre dificultățile cu această istorie este faptul că țese mai multe fire deodată. Da, mai multe aspecte unei istorii deodată. Așa că marcăm aceste două evenimente, dar punem sclavia deoparte pentru moment și aș vrea să ne oprim să ne gândim la acest guvern reprezentativ al Americii. Susținătorii financiari ai coloniei, scopul principal al întâlnirii a fost acela de a introduce legi pentru conducerea și guvernarea fericită a oamenilor. Adunarea s-a constituit ca un corp unit și era formată din guvernator Sir George Yeardley, cei patru consilieri ai săi și 22 de burghezi aleși de către locuitorii liberi. Albi și de sex masculin ai fiecărui oraș, ai fiecăi corporații și mari plantații din întreaga colonie. Reprezentanții care s-au strâns pentru prima întâlnire a primei adunări reprezentative a lumii au discutat pe larg subiectul religiei. Primul subiect pe lista de ordine pentru acești lideri din Virginia a fost rugăciunea. Mai târziu, în această sesiune, anumite legislații au fost implementate cu privire la exprimarea religioasă, care ne arată în mod clar legăturile strânse dintre stat și biserică din primii ani ai acestui nou așezământ. Conform istoricului Perry Miller, adunarea a promulgat o serie de legi religioase pe care le găsim de obicei în societățile puritane. Aș vrea să citez din una din legile promulgate la începutul acestei guvernări din anul 1619. Una dintre legi, așa cum a fost ea scrisă: Toate persoanele, oricare ar fi ele, în zilele de sabat, ar trebui să frecventeze serviciile divine și predicile, atât înainte de masă cât și după masă și toți aceia care poartă arme ar trebui să le aducă acele arme și toți cei care încalcă această lege ar trebui să plătească 3 și linci pentru în folosul bisericii. Doar impedimentele legale și necesare erau acceptate. Dacă, de exemplu, s-a revărsat un râu și nu poți să treci peste, atunci nu puteai ajunge la biserică și aceasta era considerată o excepție. Dar dacă un servitor, în acest caz, în mod intenționat, încalcă porunca stăpânului său de a merge la biserică, va suferi pedepsă fizică. Așa că chiar la începutul acestui guvern democratic din Statele Unite, există o unitate clară între stat și biserică și o lege din cadrul acestei uniuni care ne interesează în mod deosebit este legea care întărea păzirea duminicii și pedeapsa cu amendă pentru toți cei care nu participau la biserică și pedeapsă fizică pentru fiecare servitor care nu participa. Orice erezie putea să conducă la cea mai severă sentință, acea persoană putea să fie banată și să fie obligată, forțată să părăsească colonia, o persoană banată, expulzată pentru erezie, dacă s-ar fi întors în același așezământ, în acel loc, putea să fie omorâtă. O altă crimă majoră era considerată blasfemia: puteau primi sentință pentru biciuire, sau să li se facă o gaură în limbă cu un fier înroșit, sau să stea o perioadă de timp pe spânzurătoare cu o fângă în jurul gâtului. Alte legi pedepseau coloniștii pentru că nu păzeau în mod corect sabatul, adică duminica, care era considerată o zi de închinare și odihnă, și să reai peste serviciile religioase. Unele legi coloniale inclusiv interziceau călătoriile duminica. Variate forme a acestor legi duminicale existau în toate coloniile. Așa că, chiar de la începutul ei, Statele Unite are două probleme. Chiar de la formarea acestui guvern reprezentativ. Ei au legile duminicale și sclavia. Doar ca o remarcă, am vorbit despre actul sclavului fugar din 1850. Acea lege a sclavului fugar a fost implementată deja din anul 1793. În 1793, prima lege a sclavului fugar. A fost promulgată de către Congres, cerând tuturor statelor, inclusiv acelor state care interziceau sclavia, să redea înapoi pe acei sclavi care au scăpat din statele care dețineau sclavi și să-i înapoieze la proprietarii lor originali. Acea lege afirma că o persoană care era angajată, deci care lucra într-un anumit stat și era sub legile acelui stat, și care apoi scăpa, fugea într-un alt stat, nu va putea în niciun caz să se dezică de angajamentul pe care și l-a luat înainte în statul în care se afla. Și va trebui să fie înapoiat acelui stăpân sau acelei părți căruia îi datora acea muncă. Deci toate aceste legi erau deja formulate în anul 1793, însă nu erau încă impuse. Deci aveam deja sclavia, nu doar sclavia în sine, dar deja partea acelei istorii este actul sclavului fugar, și deja aveam legi duminicale în fiecare colonie din Statele Unite. Această uniune dintre stat și biserică a început să se schimbe în istoria Revoluției din Statele Unite. A fost parte din acest val al libertății. În anul 1776. Niciunul din guvernele din Statele Unite, din contră, toate cele 13 state aveau propria biserică de stat sau cereau persoanelor angajate în posturi oficiale să fie membri în cadrul unei biserici. Deci, fiecare dintre cele 13 state care existau, în anul 1776, cereau oricărui funcționar să aibă o credință protestantă și aveau biserici care erau susținute în mod direct de către stat. Deci, un stat putea să zică Biserica noastră de stat este Biserica Metodistă sau Biserica Prezbiteriană. În următoarele șase decenii, după anul 1776, lucrul acesta însă s-a schimbat. Massachusetts a încetat să mai susțină o denominațiune religioasă oficială în 1833. A fost ultimul stat care a încetat să mai facă lucrul acesta. Iar anul 1833 este un marcaj semnificativ pentru mișcarea noastră. Și anul 1833 este anul în care ultimul dintre cele 13 state a încetat să mai susțină o biserică oficială. Istoricii numesc acest proces destabilizarea sau desființarea bisericilor de stat. Acum puteți vedea de ce în anul 1798 Ellen White spunea că Statele Unite abia începeau să se ridice ca și putere. Când ne gândim la fapte 27, în fapte 27 noi facem paralela între două instituții. Facem paralela dintre Statele Unite ca și instituție. Și de asemenea, Biserica Adventistă de ziua 7, ca și instituție, facem lucrul acesta prin intermediul Fapte 27. Facem lucrul acesta prin studiul din fapte 27 despre cele două instituții și ceea ce putem vedea este că ambele încep să se ridice în anul 1798. Este ridicarea Statelor Unite ca și instituție, și de asemenea ridicarea Bisericii Adventiste de ziua 7 iar ne facem paralele între acestea două prin fapte 27. Când adventismul de ziua șaptea este ridicat ca și mișcare în anul 1798, ce problemă întâmpinăm? Aveam foarte multe probleme, eram într-o mare încurcătură. Țineam duminica, nu înțelegeam profețiile, William Miller încă era un adolescent, Urma să devină deist, iar abia apoi mai târziu să înceapă să studieze. Deci, adventismul se confruntă cu toate aceste probleme în anul 1798. Încă nu se știa cine și cum trebuia să se dezvolte, dacă ar fi să ne gândim la noi ca o instituție separată. Iar Tatele Unite se afla într-o condiție asemănătoare. Ambele instituții încep în anul 1798 având toate aceste probleme. Niciuna dintre ele nu este în regulă și niciuna dintre ele nu și-a determinat încă identitatea. Urmează să parcurgă o creștere a cunoștinței. Noi urmează să învățăm despre cea de-a doua venire, urmează să învățăm adevărul despre sabat, urmează să învățăm despre cele 2300 de zile, despre cei 1260 de ani, despre natura omului, toate aceste subiecte, dar totul începe aici. Advetismul începe în acest punct, iar apoi avem această creștere a cunoștinței progresivă. Aceleași lucru se întâmplă și pentru Statele Unite. Chiar dacă acestea au început să funcționeze ca și colonii cu decenii în urmă, iar apoi, prin intermediul unei Revoluții, devin libere, înainte de anul 1798, ei totuși intră în istoria anului 1798 având tot acel bagaj. Pe scurt, adventismul de ziua șaptea se ridică în anul 1798, dar are acel bagaj. Trebuie să învețe și trebuie să se dezvețe de anumite lucruri. Și Statele Unite în anul 1798 are un bagaj. Trebuie să învețe și să se dezvețe de anumite lucruri. Un lucru de care trebuie să se dezvețe este unitatea dintre stat și biserică și ceea ce trebuia să învețe să facă distinția, să facă separarea dintre stat și biserică. Dar de asemenea trebuia să se dezvețe de această practică moștenită a sclaviei. Iar în timp ce noi parcurgem această creștere a cunoștinței care ține de a învăța și a te dezvăța de anumite lucruri, de asemenea și ei parcurg o creștere a cunoștinței. De aceea, în anul 1833, vedem ultimul stat în care este desființată biserica de stat. Deci destabilizare însemna înlăturarea organizațiilor religioase din unitățile statale. O mare parte din această lucrare a fost făcută de către Thomas Jefferson și James Madison, despre care am vorbit în detaliu. Mulți lideri politici, incluzându-l pe Thomas Jefferson și James Madison, erau în favoarea destabilizării sau desființării bisericilor statale. Pentru că au văzut că relația dintre stat și biserică era o unealtă folosită pentru a oprima, Jefferson a propus un statut pentru libertate religioasă în adunarea statului Virginia în anul 1779. Deci Jefferson, deja în anul 1779 a propus în Virginia, această separare dintre stat și biserică, însă propunerea sa a eșuat din cauza legislației predominant anglicane. Biserica anglicană avea atât de multă putere în cadrul acelui stat, încât încercarea sa de a înlătura această biserică ca fiind biserica recunoscută oficial de stat, a eșuat. Madison a propus din nou acest lucru în anul 1785 și aceasta a câștigat în fața unei alte legi rivale care propunea să se aloce o sumă de bani în mod egal la toate bisericile protestante. În schimb, ei au decis că Virginia să nu aloce niciun fel de bani pentru a susține o religie anume. Jefferson a spus atunci că religia fiecărui om ar trebui să fie lăsată la latitudinea fiecărui om. Este dreptul fiecăruia să-și exercite crezul așa cum îi dictează conștiința. Citându-l pe A.T. Jones din 15 septembrie 1894, și vreau să preiau de acolo doar o singură propoziție. A.T. Jones a scris următorul lucru. Autorii Constituției au înțeles că separarea dintre stat și biserică și libertatea conștiinței erau rezultatul reformațiunii. Cineva mi-a pus recent o întrebare, dar am uitat cine, îmi cer scuze. Cineva mi-a pus recent o întrebare la care nu am răspuns, și întrebarea era. Cum recunoaștem noi, ca și mișcare, că fondatorii Constituției, acei prim fondatori, că au separat statul de biserică din cauza a ceea ce au experimentat în timpul celor 1260 de ani? Din cauza a ceea ce bisericile protestante au avut de suferit în urma unității dintre stat și biserică? Acesta este un citat bun care răspunde la acea întrebare. A.T. Jones spune că autorii Constituției au înțeles că separarea dintre stat și biserică și libertate de conștiință erau rezultatele reformațiunii. Madison și Jefferson, campionii separării dintre stat și biserică, într-o convenție constituțională au spus și apoi mai departe îi citează Am vrut să observăm că mai întâi A.T. Jones, ne arată că ei au separat statul de biserică din cauza că ei au recunoscut ceea ce s-a petrecut în timpul celor 1260 de ani? Aceasta a fost pentru a răspunde la întrebarea cuiva. Și un al doilea aspect pe care am vrut să-l luăm în considerare este faptul că el îi numește pe Madison și pe Jefferson ca fiind campionii separării dintre stat și biserică. Și lucrul acesta devine important când ne gândim la modul în care sunt ei manipulați astăzi de către dreapta creștină. Dacă te duci înapoi în istorie, poți să vezi care este de fapt adevărul. Urmează să-l citeze pe Jefferson în ceea ce a prezentat în cadrul acelei adunări din Virginia. El spune, într-o luptă care a avut ca și rezultat destabilizarea, desfințarea bisericii din acea colonie, o luptă care apoi a ajuns mai departe în cadrul Convenției Naționale. Deci, lucrarea a avut loc mai întâi în Virginia, a fost lucrarea lui Madison și Jefferson pentru a separa statul de biserică, iar ei au adus apoi aceste idei în cadrul Convenției Naționale și au făcut ca aceasta să fie scrise în Declarația Drepturilor. Jefferson a spus: Am vrea de asemenea să reprezentăm cu umilință că singurul scop al guvernului civil, este fericirea și protecția omului în starea sa de existență actuală. Deci, tai anumite părți din ceea ce a din scrisoarea lui. Pentru a ilustra și a confirma aceste afirmații, cerem audienței să observe și să judece faptul că fiecare om are dreptul să își exercite credința în mod liber, în conformitate cu modul în care îi dictează conștiința, că acesta este un drept inalienabil și se bazează pe principiile după care a fost predicată Evanghelia de la început, principii pe care reformațiunea le-a adus mai departe și care nu ar trebui niciodată să fie schimbate. Deci putem vedea din cuvintele lor proprii că ei considerau că este dreptul nostru inalienabil de a alege propriile noastre credințe și practici religioase. Și ei recunosc că aceasta a stat la baza reformațiunii, a fost una din cauzele ei? Și ei pot să dea exemplu de ce este necesar ca să separăm statul de biserică prin ceea ce s-a întâmplat în cei 1260 de ani sub domnia papalității. Aceasta a fost pentru a răspunde la întrebarea cuiva, sper că a fost folositor. Referința o vedeți pe tablă. Aceste acțiuni în Virginia a lui Thomas Jefferson și Madison au pus bazele a ceea ce urma să devină primul amendament care protejează libertatea religioasă. Înainte de a muri, Thomas Jefferson a lăsat instrucțiuni ca trei lucruri să fie inscripționate pe piatra sa funerară. El a dorit ca oamenii să-și amintească de el pentru trei lucruri. Unul dintre acestea a fost legea din Virginia pentru libertate religioasă. Nici măcar nu despre primul amendament a vrut să fie amintit, ci pentru ceea ce el a făcut în primul rând în Virginia a fost unul dintre cele trei lucruri care a dorit el să fie inscripționate. După ce a fost ales președinte în anul 1800, în anul 1801, Asociația Baptistă din Denbury i-a trimis o scrisoare exprimându-și îngrijorarea când statul lor, în statul Connecticut, Constituția statului nu proteja în mod explicit libertatea religioasă. În răspunsul oferit în anul 1802 pe data de 1 ianuarie, Thomas Jefferson spune următorul lucru. Crezând de asemenea vouă că religia este o problemă care ține doar de om și de Dumnezeul său, că el nu trebuie să dea socoteală nimănui despre credința sa și modul său de a se închina și faptul că puterile legitime ale guvernului au de a face doar cu acțiunile și nu cu opiniile, Contemplez cu reverență supremă actul întregului popor american care a declarat că legislația lor nu ar trebui să emite nicio lege cu privire la impunerea unei religii sau la interdicerea practicării libere acesteia și a creat astfel un zid de separare între biserică și stat. Din scrisoarea sa din anul 1802 către Asociația Baptistă din Danbury provine această expresie zid de separare dintre biserică și stat. El ne-a oferit această imagine vizuală. Așa că atunci când ne gândim la Thomas Jefferson, împreună cu Madison, el mai mult decât alții, în special el a fost cel care a condus la emiterea primului amendament și a promovat această separare dintre Biserică și stat în America. De aceea, protestanții conservatori fundamentaliști din acea eră nu îl doreau ca președinte. El este de asemenea singurul președinte din istoria Statelor Unite care nu a proclamat din funcția sa ca președinte ziua recunoștinței. Îi vedem pe toți, îl vedem chiar și pe Obama tăind canul, toate aceste practici care țin de ziua recunoștinței, dar tocmai Jefferson este singurul președinte al Statelor Unite care nu a făcut niciodată proclamarea zilei recunoștinței ca fiind o sărbătoare în timp ce se afla în funcție și motivul pentru care nu a făcut lucrul acesta este exact așa cum a scris. Pentru că el să se afle în acea funcție și să onoreze ziua recunoștinței nu ca o zi de post și de rugăciune cum au făcut în trecut alte administrații, dar totuși ca să o recunoască ca pe o sărbătoare religioasă, Așa că din perspectiva unei sărbători religioase nu a fost dispus să promoveze nici măcar ziua recunoștinței în timp ce se afla în funcție. Niciun alt președinte al Statele Unite nu a făcut vreodată lucrul acesta. Atât de hotărât era el cu privire la această chestiune. Așa că nu vedem Statele Unite ridicându-se ca un miel în anul 1619. Nu era nimic asemenea unui miel în privința coloniilor, fie în atitudinea lor cu privire la sclavie, fie în atitudinea lor cu privire la stat și biserică și la legile duminicale. Cu privire la ambele aceste lucruri, oricât de rău le practicau, au ajuns să aibă o creștere a cunoștinței. Și dacă aceasta ar fi continuat în mod corect atât pentru Statele Unite, cât și pentru Biserica Adventistă de ziua șaptea, nu doar că ar fi avut loc o corectă separare dintre stat și biserică, pe deplin, dar de asemenea ar fi abolit și sclavia și ar fi devenit națiunea care au fost conceput să devină. Dar la fel ca și în cazul adventismului, acel plan a deraiat. Recunoaștem lucrul acesta în fapte capitolul 27 când ne arată acea navă corabie care deraiază de la cursul său. Înscrisă deja în Constituția Statelor Unite era afirmația că toți oamenii au fost creați egali negri, albi, nu contează. Toți oamenii au fost creați egali. De asemenea, această Constituție avea deja înscrisă în ea conceptul separării dintre stat și biserică. Tot ce trebuiau să facă Statele Unite în cadrul creșterii cunoștinței era să pună în practică ceea ce au învățat, la fel ca și în cazul adventismului. Deja ce vrem să ne uităm în această săptămână și probabil în următoarea, este să continuăm această triplă aplicație a profeției despre care am discutat înainte, dar să mai adăugăm anumite detalii. Înțelegem tripla aplicație, primul război mondial plus al doilea război mondial, neată cum va fi al treilea război mondial. Primul vai plus al doilea vai egal al treilea vai. Când ajungem la subiectul bisericii plus statul în America, hornul republican, putem vedea cum 1 plus 2 este egal cu 3. Mai întâi, această istorie, istoria sclaviei din anii 1850, apoi, în al doilea rând, istoria anului 1888, impunerea legilor dominicale. Prima A plus a doua ne vor învăța despre cum trebuie să arate, Legea duminicală în timpul nostru. Am putea să formulăm această idee într-un alt mod, am putea să spunem scrieri timpurii plus tragedia viacurilor egal timpul nostru. Cartea Scrieri timpurii acoperind prima istorie, păcatele Babilonului, tragedia viacurilor acoperind a doua istorie a legilor duminicale din Statele Unite, ambele învățându-ne despre propria noastră istorie, din dispensațiunea finală de la sfârșitul Israelului modern. Și putem să vedem că aceste două probleme pe care le are America, unirea dintre biserică și stat și problema sclaviei, ambele au fost introduse în anul 1619 chiar la început, Aveau niște legi duminicale pe deplin funcționale și un sistem al sclaviei pe deplin funcțional. Și vedem, înainte de anul 1798, și actul sclavului fugar. Tot ce au făcut în această istorie, în anul 1850, este că au luat acel act al sclavului fugar care exista deja și au spus că acum urmează să pune în aplicație ceea ce deja era acolo. Tot ce fac ei în anul 1888 este să spună că trebuie în cele din urmă să punem în aplicație ceea ce deja era acolo. Totul era deja pregătit. Ceea ce s-a întâmplat la începutul anilor 1800 a fost faptul că acele legi nu au fost puse în aplicație, dar erau deja scrise în foarte mare parte. Revenind la subiectul sclaviei, în anul 1798, avem adventismul care începe să fie ridicat ca un popor denominațional. Lucrul acesta are loc în istoria celei de-a doua mari deșteptări religioase, în istoria în care sclavia începe să fie dezbătută pe scară largă în cadrul protestantismului și a fost un subiect major în cadrul celei de-a doua mari deșteptări religioase. Vom discuta despre unul dintre predicatorii lor de frunte, Charles Finney care a fost implicat în aceasta. Deci sunt foarte multe lucruri care se petrec între anul 1798 și anul 1850. Este ceva complex. Este mai mult decât sclavia. Sunt de asemenea și problema imigrației, problema expansionismului american, alte subiecte care aveau de-a face cu felul în care trebuia să arate America pentru a fi o fiară asemenea unui miel. Pentru a revizui ceva ce am spus săptămâna trecută, am vorbit despre alegerile din anul 1844. Pe măsură ce continuăm să lărgim înțelegerea noastră cu privire la istoria alfa a Israelului modern, vom acoperi această istorie în și mai mare detaliu. Trebuie să începem să ne gândim la evenimentele interne și evenimentele externe la timpul de împrăștiere și de adunare din istoria de la anul 1789 până în 1863. Dar ne-am uitat în mod special la istoria alegerilor din anul 1844, la evenimentele externe din anul 1844 și am văzut că au fost niște alegeri între Clay și Polk. Renumitul senator al statului Kentucky, Henry Clay, a declarat că diviziunile din biserică care se petreceau în anul 1844 erau cea mai mare sursă de pericol pentru țara noastră. Ceea ce s-a petrecut în Statele Unite a fost un război civil-religios, înainte de a avea loc un război civil între state. Și acel război civil-religios s-a dat între anii 1844 și 1850. Aș vrea să ne gândim la aceste lucruri, la acest subiect ca fiind o parte a unui subiect mai larg, când vorbim despre aceste alegeri și ceea ce s-a petrecut în cadrul protestantismului. Ceea ce am făcut săptămâna trecută a fost să vorbim despre cele trei religii principale, care erau baptiștii, metodiștii și care erau ceilalți, prezbiterienii. Acestea erau cele trei mari denominațiuni protestante din Statele Unite. Și am vorbit despre felul în care au început să fie împărțite pe subiectul sclaviei. A început cu decenii în urmă. De fapt, metodiștii, chiar prin anii 1790, au spus că vor excomunica orice membru al bisericilor care deține sclavi. Au trebuit să se retragă din această amenințare peste șase luni, pentru că părea că urma să conducă la o schismă, o ruptură în biserica lor, așa că nu au ajuns niciodată să pun efectiv în aplicare acel lucru. Dar problema cu privire la sclavie, poziția pe care aceste biserici începeau să o adopte cu privire la sclavie, începea să producă o ruptură în cadrul lor chiar de la început. Citând, cu mult înainte ca focurile turnurilor să înceapă în Fort Sumter, Războiul civil a izbucnit în cadrul bisericilor americane. Trei dintre cele mai mari confesiuni protestante ale națiunii au fost fâșiate, dezbinate pe tema sclaviei sau altor probleme în legătură cu aceasta. Biserica metodistă s-a dezbinat în anul 1844, baptiștii s-au dezbinat în istoria cuprinsă între anii 1840-1845, Biserica prezbiteriană a început să se dezbine în anul 1843 și a încheiat în anul 1844. Deci, centrate în jurul acestei istorii a anului 1844, aceste trei mari confesiuni din America sunt dezbinate, și aceasta pregătește calea pentru războiul civil. Unele persoane susțin, inclusiv persoane din acea vreme, că nu ar fi avut loc niciodată un război civil dacă bisericile ar fi rămas unite asupra acestor subiecte. A fost o legătură directă de la cauză la efect. Ceea ce vreau să observăm este felul în care Ellen White abordează anul 1844. Pentru că am mers la un citat din manuscrise publicate, 10 manuscrise publicate, pagina 69, paragraful 1 și 2, și urmează să vorbească despre ceea ce s-a petrecut în protestantism. Scuze, am greșit citatul. Vom merge imediat și la acel citat. Am mers la tragedia viacurilor săptămâna trecută, tragedia viacurilor, pagina 389, paragraful 2. Spune, a doua solengerească din Apocalipsa, capitolul 14, a fost predicată mai întâi în vara anului 1844. Cu această ocazie a avut loc o aplicație mai directă la bisericile din Statele Unite, unde avertizarea cu privire la judecată fusese festită mai mult dar respinsă în general și unde decăderea în biserici fusese mai rapidă. Dar solia celui de-al doilea înger nu și-a atins împlinirea totală în anul 1844. Bisericile au ajuns atunci la decădere morală ca urmare a respingerii luminii soliei advente, dar aceasta nu era totală. Ea se va întoarce și va analiza anul 1844 și ea scrie lucrul acesta în istoria cărții Tragedia Viacurilor. Deci, abordează perspectiva pe termen lung, așa că dacă Domnul Hristos s-ar fi întors în anul 1863, ea nu ar fi făcut această afirmație că decăderea bisericilor nu a fost totală sau completă, dar putem vedea cum lucrurile au progresat până în timpul istoriei din anii 1888. Dar ea spune că decăderea a avut loc în anul 1844 când a avut loc un declin în biserică, o decădere morală. Despre ce vorbește ea că s-a petrecut în protestantism în anul 1844. Lucrul despre care vorbea la modul literal era această schismă imensă în protestantism. Dacă ne imaginăm biserica ortodoxă rusă sau biserica catolică și cât de semnificativ este să aibă loc o schismă în cadrul unei biserici, în acel an, în istoria anilor 1844-1845, ceea ce se petrece în America protestantă este un lucru foarte semnificativ. Bisericele protestante în acea perioadă de timp acopereau aproape întreaga populație, aproape fiecare era un protestant. Și cu toate acestea, ea nu menționează această schismă, această ruptură masivă. Tot ce face este să se refere la ea ca la un declin. În cuvintele ei sună aproape ca și o cădere morală care are anumite consecințe pentru că au respins lumina. Și ea nu leagă această experiență spirituală cu ceea ce se întâmplă în mod real, cu evenimentele externe din acel timp. Aș vrea să începem să ne gândim, nu doar azi, aș vrea să începem să ne gândim la motivul pentru care face ea lucrul acesta. De aceea am dat acel citat din manuscrise publicate, volumul 10, pagina 69. Cred că deja cunoaștem acest citat pentru că am făcut referință la el în numeroase ocazii, o femeie o vizitează și vorbește cu ea despre creșterea criminalității și o anumită lege care era introdusă în Europa și care amenința să fie introdusă și în America și care a produs la creșterea criminalității și a suferinței în societate. Și această soră îi spune lui Ellen White că singura cale pentru a se împotrivi acestei legi era ca femeile să voteze și ele. Iar Ellen White răspunde. Mintea mea nu era pregătită pentru un astfel de subiect ca votul femeilor. Dacă urmărești citatele lui Ellen White despre rolul femeilor în politică, ea este foarte clară. Mintea ei nu era pregătită. Ea nu putea să facă față ideii dreptului de vot la femei, dar nu doar să voteze ci și să aibă opinii, să își exprime opiniile cu privire la subiecte politice. Este ușor pentru noi să vedem acum această perspectivă din felul în care ea vorbește despre viața de familie, pe ce ar trebui să se concentreze o familie, că el nu ar trebui să se concentreze să primească dreptul de a vota, că ar trebui să se concentreze pe familiile lor, pe copii, ceea ce cred că noi nu luăm în considerare este modul în care aceste idei afectează scrierile ei. Pentru că atunci când Ellen White abordează un eveniment extern, ce părea că nu face niciodată sau face foarte rar? foarte rar ne oferă detalii despre evenimentele politice care înconjoară un anumit marcaj. Dacă vrei să afli mai multe despre James Madison sau Thomas Jefferson, dacă vrei să afli mai multe despre legile duminicale din anii 1888, mai mult decât doar aceste explicații despre moralitate și despre ce au făcut corect și greșit, nu poți să mergi la Ellen White, trebuie să mergi la A.T. Jones, la James White, la Uriah Smith sau oricare alt pionier. Ea nu ne oferă niciodată evenimentele politice externe ale timpului său. Așa că atunci când ajungem la anul 1844, ea nu doar că nu ne oferă evenimentele politice care se petrec în Statele Unite, dar această ruptură care se produce în biserici și care ține de aspectul politic al acestor biserici protestante, lucrul acesta care se dezbate în întâlniri private. Este subiectul care produce chiar și lupte fizice în fața bisericilor protestante sau în fața locurilor în care se întâlneau. Este un argument politic. Așa că, chiar dacă mai târziu ea va vorbi despre sclavie, despre păcatul sclaviei, ea nu vorbește despre evenimentele politice din timpul ei. Dacă cauți Abraham Lincoln în scrierile ei, el apare menționat de 10 ori. În 8 din cele 10 ea vorbește despre Lincoln, Nebraska, care este o locație. Nu are nimic de a face cu președintele. De două ori vorbește despre Abraham Lincoln și în acele pasaje face o aplicație spirituală foarte scurtă cu privire la faptul că el era un bun administrator. Nu le explică pe el ca și politician. Din cauza perioadei de timp în care a trăit și a mentalității sale, ne oferă o versiune deformată a istoriei lor. Și aceasta este o problemă moștenită pe care adventismul o are încă de atunci. Așa că atunci când adventismul vine și se uită la anul 1844, se gândește că trebuie să fi plouat în fiecare duminică, că trebuie ca ei să fi fost foarte deprimați în fiecare duminică, că exista doar acea decădere morală, poate numărul membrilor a scăzut, poate oamenii au început să fie mai ocupați și nu mai mergeau la biserică așa des. Ea nu ne oferă evenimentele externe în același mod în care toți ceilalți pionieri de sex masculin o făceau. Așa că, dacă vrem să aflăm mai multe despre Thomas Jefferson sau James Madison, ce avem de făcut? Mergem la A.T. Jones. Dacă vrem să aflăm despre Abraham Lincoln, unde trebuie să mergem? James White. Și acestea sunt evenimentele externe care creează linia externă a întregii linii de reformă. Trebuia ca ea să fie femeie din anumite motive. Dar de asemenea trebuie să ținem cont de modul în care aceasta a avut un impact asupra scrierilor ei. Pentru că în umanitatea ei, ca și individ, ea nu putea să se rupă de lanțurile care o legau în acea perioadă de timp. Când spunea că femeile nu ar trebui să se implice în politică, ea se referea și la persoana sa. Și aceasta are un impact asupra scrierilor ei și are un impact asupra modului în care vedem aceste marcaje. Dacă ar fi fost un profet de sex masculin în acea perioadă de timp, ar fi existat alte consecințe, dar ar fi avut cu siguranță mai multe explicații cu privire la evenimentele externe, sunt sigură de lucrul acesta. Nu am fi ajuns la anul 1844 și să avem doar o descriere a acestuia ca un declin moral, în timp ce acele decizii politice din cadrul Bisericii să treacă nemenționate. Niciunul dintre pionieri nu a tratat istoria în felul acesta. Însă cred că în înțelepciunea lui Dumnezeu ea a fost aliasă pentru că era lucrul de care avea nevoie adventismul. Însă trebuie să fim conștienți de consecințele acestei decizii. Așa că am vorbit mult despre protestanții din istoria mileriților ca fiind în esență personajele negative. Protestanții au fost cei care în sud apărau sclavia în conformitate cu înțelegerea lor biblică, însă ceea ce nu facem în mod corect este faptul că nu recunoaștem că tot ei erau și personajele pozitive din cealaltă parte, cealaltă tabără, pentru că a avut loc o schismă în protestantism. Și această schismă nu a fost întotdeauna atât de clară? John Quincy Adams, în anul 1844, s-a înfătișat înaintea Congresului și a spus că era necesar ca să se facă anumite amendamente la Constituție. Și a anunțat că Statele Unite era o națiune creștină, și cu toate acestea dacă te uiți la alte linii ale istoriei el este personajul pozitiv așa că nu putem să spunem că această separare din biserici este atât de clară și de simplă însă există această separare între cei liberali din punct de vedere social și cei conservatori care a început chiar de la prima mare deșteptare religioasă Continuând de-a lungul anilor 1798, în timpul celei de-al doua redeșteptări și continuă până în ziua de azi. O parte din această ruptură a avut de a face cu sclavia și din nou este pentru că această tabără conservatoare credea în interpretarea de la literă la literă a scripturilor. America ca și națiune creștină, unitatea bisericii cu statul. Israelul antic avea sclavi, Israelul modern trebuia să aibă sclavi. Mi se pare interesant cum unul dintre acești indivizi din nord era un presbiterian, un lider în cadrul celei de-a doua redeșteptări religioase, Charles Gretnison Finney 29 august 1792, anul în care s-a născut, și până în anul 1875 a fost un pastor presbiterian, și un lider în cea de-a doua mare redeșteptare religioasă. A fost supranumit părintele redeșteptărilor moderne. A fost cunoscut ca un predicator revivalist, extravagant, în special în deceniul 1825-1835 din Upstate New York și Manhattan. Era un oponent al teologiei presbiteriene de școală veche. Ramura social-conservatoare de modă veche împreună cu alți câțiva lideri evanghelici, opiniile sale religioase l-au determinat să promoveze reforme sociale, precum aboliționismul și educația egală pentru femei și afroamericani. Din 1835 a predat la Colegiul Oberlin din Ohio, care a acceptat studenți, indiferent de rasă sau sex. A fost cel de-al doilea președinte al școlii între 1851 și 1865, iar profesorii și studenții săi au fost activiști pentru aboliționism, Underground Railroad și educația universală. Așa că îi vedem pe protestanți atât de partea corectă cât și de partea greșită a acestei chestiuni. Lucrul acesta devine semnificativ atunci când începem să ne gândim la timpul nostru și cum vedem rolul nostru în cadrul protestantismului. La fel ca săptămâna trecută, vom avea o scurtă pauză, dar o scurtă rugăciune și apoi vom începe din nou de dragul traducătorilor pentru că ei se poată tăia în două această prezentare. Deci ne vom pleca și vom face o scurtă rugăciune și apoi ne vom întoarce la studiul nostru. Tatăl nostru drag din cer, îți mulțumim pentru binecuvântările oferite, îți mulțumim pentru lucrarea traducătorilor care petrec multe ore traducând ace aceste prezentări în diferite limbi, pentru lucrarea dificilă pe care o fac, pentru a aduce acest mesaj la toate limbile lumii, te rog, Doamne, să continui să binecuvintezi acest efort, astfel încât să poată beneficia cât mai mulți, iar mesajul să poată să fie răspândit la timpul potrivit și în zonele în care încă nu a ajuns. Mă rog, Doamne, ca să fii cu noi în timpul care a mai rămas din acest studiu. În numele lui Isus te-am rugat. Amin.